te face bine? Bine. Ah, vino mai încoace, mai aproape cătă. Ia uite, patroană, azi telespectatorii vor să audă ce... Da, mamă. Ce ai auzit? Am auzit ceva, tu știi că eu am telefon fără pilă. Eu aud tot ce se face. Am auzit că Anca, într-adevărat, vorbește cu ăsta, cu bărbatul, cu Ulpița. Cu cine? Am auzit că îi cheamă Viorel. Cine vorbește cu Viorel? Anca. Doamne Dumnezeule, cum să vorbească păi, Anca cu Viorel? Păi frumos așa ceva, îi spune. Iar din Ion de curvărie asta? Iar? Pe crezi că e ceva 3 euro? Eu nu știu, vreau să pleacă din Ionul tot să prinde înapoi. Vreau să pleacă din un Ionul, iar să prinde înapoi. Că auzi că vorbește cu ăsta, cu alu Ulpița, bărbat. Păi crezi că are ceva la Ulpița? Și că a fost și ea într-o zi la București, a zis că se duce la control la silicoane. Și s-a întâlnit cu ăsta, cu Viorel. Doamne Dumnezeule, păi ce crezi că a avut ceva cu Viorel? Dacă a stat cu el în București și vorbește cu el. Păi ce trebuie, ce afacerii are ea? Probabil a văzut și Anca pe Viorel că păi ce afacerii are foarte mare reclamă în ultimul timp. Păi ce afacerii face ea cu Viorel? Ce? Ce face? Ce afacerii face ea cu el? A stat o zi întreagă la... Păi și știi că a vorbit la telefon cu el, am auzit e, bă, Viorel, că ăștia vă Ulpița. Așteaptă-mă în București că vin pe acolo. Hai spune ce e acolo? Păi ce să zic, eu... Tu nu știi nimica, tu ești Ulpița tu, și Viorel. Tu n-ai gând de nimica, tu ai numai gândul așa. Nu, Ulpița și Viorel sunt niște persoane foarte plăcute la public. Prima dată nici mie nu mi-a plăcut de ei, dar acum văzându-i genul fiecare zi, a început să-mi placă de ei. Și eu chiar aș vrea ca ei să filmeze pe canalul meu de YouTube, aș putea să le fac gen o ofertă foarte, foarte bună, gen să filmeze pentru canalul meu de YouTube și pot să le fac ofertă de 1 miliard. Deci 1 miliard dacă semnează să filmeze cu mine, să nu mai filmeze cu Antena 1. Și atunci... Te-ai săturat mai de tot, să ia cu Anca, ăla. Dacă se ia cu Anca, să ia ce mă, orice om cât de mută va fi, dacă Anca vorbește cu el și zice că vorbește, el vorbește cu ea. Tu ce zici, că la Viorel nu e cei? Păi nu, dar nu e problemă, pentru că Anca trebuie să găsească și ea pe cineva până la urmă. Tu ce ești, dungă de concertă, dacă tot își găsește pe cineva până la urmă, ar trebui să se lase și ei filmați, gen ca să fie... Să pot să crești și eu canalul meu de YouTube. Păi tu ce faci? Tu nu te... Și gen, nu te dacă... faci odată să te cunosc. Dacă Viorel ar fi să fie ceva între el și Anca, gen mi-ar cuveni ca să fie la canalul meu de YouTube. Maică, lasă canalul. Dacă o fi să o ia Viorel, îi dau și ei dreptul că a stat de atâta timp singur. Să ia Viorel, să ia Anca pe Viorel, dacă tu zici așa. Ai lăsat-o singură de 20 de ani. Păi, îi dau dreptul să le ia. Dacă, da, și eu zic tot la fel. Da, ia-i pe Ulpița tu, că-i treabă tot ca Anca, înaltă. Păi, dar e problemă să ia eu pe Ulpița, adică trebuie să facem schimb? Bă, dacă ăla ia pe aia, tu ce stai, cu cine stai? Tu cu cine stai? Păi nu e problemă, stau singur până voi găsi o femeie, când mă voi găsi pe cineva. Nu trebuie să cauți, că dai câte o mașină, să mai dai ceva, nu mai e nimic ce să mai dai. Dacă iai una, iai fără gratis, așa, fără bani, că nu mai sunt bani. Păi nu, dar problema e felul următor. Dacă Viorel va veni, gen, sau dacă gen el vorbește cu Anca, că așa m-au... Îi dau casă, are casă aici, are tot ce să mai gunesc pe om, dacă ai lăsat tu 20 de ani aici singur. Păi, dar eu chiar... Poate... Are unde este, că sunt atacate. Stai tu într-o cameră să Viorel cu ea într-o cameră. Aș fi bucuros, cel puțin, să filmeze pentru canalul meu de YouTube. Să mărește familia, stă, că sunt destule camere. Și tu stai dincolo singur, mătătoi. Mătătoi, tu stai singur acolo. Ia-i și tu pe Ulpița, de tot femeie. Da. Dar tu ce vrei să faci? Păi aș vrea și eu să o cunosc pe Ulpița, nu să o văd așa... Nu ai văzut-o că e istiață la televizor. E mai istiață ca toate. Da, e istiață, iute, umbră, face, ce? Păi da, ce nu mi-a făcut curios și pe mine acum cu Ulpița, cu... Toată lumea se uită la ea, e istiață. Cum? Păi... E vedetă pe mine. E vedetă. Dar eu le zic în felul următor, dacă filmează cu mine pentru canalul meu de YouTube, plus au relația asta cu Anca, Viorel și nu știu ce, le fac ofertă de 1 miliard. Îi dau lui Viorel 1 miliard. Lasă miliardul, să bucură omul când o vedea să ia pe Anca. Camere sunt aici unde stau, sunt destule camere. Stă camerele goale. Să mulțește familia, ce vrei să faci?
Păi să vină Viurile să stea aici, să se să vină, poarta. să vină să vorbesc cu el. Să vină să vorbesc cu el, eu îi dau camere, îi dau aici unde stă. Să plimbă cu Anca, să face că și tu ai lăsat-o de 20 de ani. Fiecare om are dreptul în viață. Așa, cu mari dreptul el. Deocamdată o să ne oprim aici. Vom mai vedea ce se întâmplă între Anca și Viorel. Deci, sperăm să se înțeleagă foarte bine. Deci, mama le-a propus să vină la Strehaia, să locuiască aici la noi, gen dacă vrea să cunoască pe Anca sau se cunoaște cu Anca, o cunoaște mai bine gen aici la noi. Și chiar dacă ar fi ceva între ei, adică eu nu m-am supărat. Dar mama, uite, face o propunere, gen să... Eu ia Viorel pe Anca, gen să o iau și eu pe Vulpița. Dar pe Vulpița nu o cunosc personal, ca să pot să zic ceva. Deci, ați înțeles, problema e oricum puțin complicată. Cred că și Vulpița e geloasă sau e oricum a fost nevasta lui Viorel și cred că... Dacă omul e veget, el acum să nu fie geloasă pe el, doar nu e om de ăla. E om de-l cunoaște toată lumea. Păi și dacă vine Viorel la Anca și o vezi pe Vulpița pe aici, prin Strehaia, că-l caută pe Viorel. Dacă să ia poata, ce să mai facă Vulpița? Să te ia și ia pe tine. Să mă ia pe mine. Păi da, dacă omul o lasă și ia pe Anca. Păi eu sunt așa, mă ia cine... Păi tu ia-i, tu te-o cauți. Tu te-o cauți, care e mai bună, care e mai așa, până când cauți? Până la 20 de ani, gata, s-a terminat, ia-i una și te stabilești. Gata. Și pe cine ți-au până la urmă? Păi stai să vedem ce face Anca. Vrei pe Vulpița să iau, că ai văzut-o la televizor? Păi stai să vedem ce face Anca cu Viorel. Poate nu-l ia, poate să împacă cu tine, Anca. Vedem. Să-l facă cu mine. Să vedem. Anca nu mai, am încercat să fac a două un telefon, gen a dat cu tigaia după mine. Cu 20 de ani, mai că ai mâncat bani, ai mâncat tot. Ce să mai vadă? Ce să mai vadă că are supărare pe sufle, că uite banii dacă îl pui? N-ai văzut cum mă îmbrădana? Conduce X6 îmbrăcată, pulpele goale, picioarele goale și umbră să duce în București, să duce, care și eu un colier, care venea pe la ea și tu ziceai că n-are pe nimeni. Și venea colierul să ducea de tea mâncare la câini. Nu, eu garantez pentru Dana că... Când ea a venit acolo să ducea mâncare, stătea câte două ore la câini. Cum mi-a spus mie cineva? A fost cu mine, nu a avut pe altcineva. Hai de curul tău! Cum mi-a spus cineva că se ducea la colierul ăla, poștaș, care ea ducea acolo. Și venea poștașul pe la ea și ea se ducea și a lăsat câinii acolo că se ducea să le ducă mâncare. Și stătea câte două ore. Tu spuneai femeia s-a dus la câini. Și tu nu știi nimica. Lasă-mă în pace. Vom mai vedea ce se întâmplă. Sper să fie ceva între această combinație și vom ține la curent. La revedere!